Bună ziua, suntem la liceul Octavian, la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu și astăzi am avut onoarea să vorbim cu cel mai tare profesor de sport, în opinia mea, și cel mai mare, și zic cel mai mare fiindcă este și cel mai în vârstă, cred eu. Așa, și haideți să ne spună mai bine, domn profesor, ce am avut plăcerea să vizionăm aici și, în primul rând, cum se numește domn profesor și cu ce se ocupă. Da. Galață Ioan, sunt profesor de educație fizică și am o vechime în învățământ de 52 de ani. Astăzi am prezentat o lecție de educație fizică, neținând cont de verigile lecției, a fost o altfel de lecție în care să ne simțim bine cu copiii și cu părinții, să alergăm, să socializăm, să ne jucăm. Deci, în general, să respectăm tot ce la ora actuală se spune despre educație fizică și sport, să fim prieteni, să ne iubim, să facem mișcare pentru a fi mai puternici. Domn profesor, mai este educația fizică și sport, materia asta, să zic, așa cum a fost când ați intrat dumneavoastră în învățământ? Este tot la fel? A evoluat sau a involuat? Ce credeți? Din păcate, a involuat. Nu mai sunt profesorii de altă dată care erau foarte pătrinoși pe meserie. Erau adevărați profesori care au participat la absolut toate cursurile, toți anii. Acum facultatea este, în ghilimele, facultativă. Profesorii merg sau nu merg la cursuri. Deci toate lucrurile s-au schimbat, dar în rău. În niciun caz în bine. Domn profesor, spuneți-ne, vă rog, ce vârstă aveți și cât veți mai continua? Ce aveți de gând pe viitor? Deci am 75 de ani împliniți. Mulți înainte. Nu știu dacă voi mai continua sau nu. În orice caz, această meserie mi-a plăcut foarte mult. Am făcut-o cu pasiune, cu suflet, cu dragoste, cu iubire. A fost meseria vieții mele și, într-adevăr, mă simt împlinit atunci când mă întâlnesc cu foști elevi de-ai mei care au fost fotbaliști, handbaliști, basketboliști în ligi naționale, în locuri naționale. Ne simțim bine de câte ori ne întâlnim și povestim despre viață, despre sport, în general, despre tot ceea ce ține de mișcare. Și ce le recomandați sibienilor? Să facă foarte multă mișcare, să aduc aminte că în urmă cu 45 de ani sibienii la sfârșit de săptămână puneau rucsac cu spate și plecau pe munte, făceau mișcare. Le-aș recomanda părinților să-și ducă copiii să facă mișcare, să facă sport. Deci, în general, să iese din cadrul școlii și în timpul liber să facă foarte multă mișcare. Mulțumim mult, domn profesor, sănătate și viață lungă!